Următorul proiect este mai simplu și mai scurt. Vom vedea niște funcționalități pe care le are la dispoziție InDesign-ul pentru a lucra cu bucăți mai mari de text, cu paragrafe întregi, cu articole întregi, cu pagini întregi, nu doar un rând aici pe acolo, și cum gestionează relația între aceste elemente mai mari de text. Pentru început, ca la proiectul anterior, vom intra pe pagina de Moodle, dați jos documentul, arhiva cu tot ce avem nevoie, o să mi-l salvez pe calculator și o să vedeți ca data trecută mi se descarcă un singur fișier, o arhivă pe care este obligatoriu să o dezarhivez, să o salvez dezarhivată pe calculatorul meu. Să vedeți, dacă dați dublu click pe ea, o să vă arate un folder pe care va trebui să-l copiați unde preferați voi să lucrați cu el, pe calculatorul vostru. Și am aici un folder cu aceeași structură ca la proiectul de data trecută, un folder cu fonturile, un folder cu imaginile, respectiv textul de care avem nevoie. Unele din acestea sunt deja plasate în document, altele va trebui să le plasăm noi. Fișierul de InDesign, fișierul IDML pentru cei care folosesc versiuni mai vechi de InDesign decât cea mai recentă și fișierul PDF cu varianta finală spre care tindem, ce va trebui să construim noi. Deci, descărcați, dezarhivați și deschideți fișierul de care aveți voi nevoie pentru calculatorul vostru. Dați Update Modified Links pentru că când s-am mișcat de pe calculatorul meu pe calculatorul vostru, imaginile și fonturile s-au mutat și trebuie InDesign să le caute din nou și vi se va deschide o pagină de genul acesta, o pagină practic goală, dar care conține deja toate elementele statice de care vom avea noi nevoie, care nu ne interesează să le construim noi în acest moment, ele vor apărea pe fiecare pagină a proiectului, chiar dacă proiectul nostru într-adevăr va avea una singură. Și de aici vom începe.